Salutare, cârcotași! Salutare, cârcotașe! Nu v-am mai arătat de mult ce tâmpenii se scriu prin televiziuni. La Antena 1 aflăm că sute de turiști i-au aplaudat pe spectatori. E clar că e ceva putred în logică. La B1 TV, ne scuzați din nou, Dinu Pescariu ajunge Dinu Pescacriu. Apoi tot la B1 TV, ne scuzați pentru a nu știu câta oară, surpriza devine surpriză. La Pro TV apare scris Târgu Mureș, că i-a fost foamea analfabetului. România TV are probleme la transmisii. Ei, ar fi bine dacă ar avea doar acolo probleme. Îi dau categoric șansa să fie mămicuța lor. Da, Laura Voicu face declarații, avocata fiiciul acelei avocaților cu arestul la domiciliu. Avocaților cu arestul la domiciliu. De la Digi24, un post care se vrea serios, dar e plin de lacune, aflăm despre selectarea colectivă a deșeurilor. Oamenii reușesc să păstreze orașul curat datorită unui sistem bine pus la punct de selectare colectivă a deșeurilor. Noi credem că era colectarea selectivă a deșeurilor, dar la semidocți merge și așa. De selectare colectivă a deșeurilor. Avem priceput și la Antena 1 că e plină media de ei. Ce știm sigur e faptul că Ministerul Intern de Externe, Ministerul Intern de Franceze a anunțat. Ce știm sigur e faptul că Ministerul Intern de Externe, Ministerul Intern de Franceze a anunțat. Și când te uiți așa la ea, ochelaristă, n-ai zice că poate debita așa ceva. Ce știm sigur e faptul că Ministerul Intern de Externe, Ministerul Intern de Franceze a anunțat. Rămânem la Antena 1 ca să ne și distrăm. La Neața, Răzvan îl face pe Dani Câine jovial. Colegul Dani de o perioadă în coa este precum un câine jovial, un cățeluș jovial care cumva din pofta sa ludică de dans, transpune emoția după cum urmea. Deci gândiți-vă la un cățeluș de talie medie. Pentru cei care nu apreciază dansul și aceste flotări pe deasupra sau ce naiba sunt, iată. Am putea spune despre colegul Dani nu că e câine jovial, ci mai degrabă unul în călduri. Dar de, unii sunt invidioși că nu sunt invitați la dans sau ce face el acolo. Este un istoria de un amor. Da, unora le ciudă pur și simplu că nu sunt chemați la dans niciodată. Și că de ridicat deasupra capului au ridicat cel mult... A ridicat ieri trenulețul ăla lui Fiumiu, care a rămas cu răzut. O întrebare stă pe buzele tuturor. Câte tablouri are iubitorul de artă Vâlcov? Andreea Esca vorbește de 101 tablouri. La Antena 1 sunt doar 90. E ceva ciudat la mijloc. Iar la Realitatea TV, același Vâlcov deține 100 de tablouri. Pe lângă faptul că era iubitor de artă, Vâlcov avea și alte pasiuni. Era șpagofil în cimitir. Cimitirul din spatele meu este cimitirul Strehare. Este cimitirul unde se pare că Darius Vâlcov venea destul de des. Nu să aprindă vreo lumânare, ci să se întâlnească cu diverse persoane, să-și ridice șpăgile. Cel puțin asta susțin procurorii DNA. Mai nou există o altă informație venită pe surse, și anume că tot aici, tot în acest cimitir, Darius Vâlcov a venit și și-a îngropat o parte din avere. În Beciul Domnesc a poposit pentru câteva ore și Radu Mazăre, baronul de Constanța. Ați venit cu un bagaj special? În față? Ce faceți cu bagajul, aici? Domnul Mazăre? Păi, dar sunt pregătit, eu de 10 ani sunt pregătit pentru orice. A fost pregătit, a intrat puțin în Beciul Domnesc, după care judecătorii l-au lăsat liber. Ca cuși acuși începe sezonul estival. A fost o doamnă judecător și de data asta, și acum un an de zile, și la prima oară când mi-a dat drumul și după aia când a fost contestația. Sunt și om, îmi place și mie viața și să știi că e greu să trăiești cu geanta la cap pregătită. Că fiecare dimineață să te uiți la ceas dacă nu vii mascați să te ia. În ceea ce îl privește pe fantele de litoral, el are amintiri din Beciul Domnesc. Băi, colegii, să-i țineți locul calm, că nu o să lipsească prea mult. Camera în care am intrat eu nu era deloc renovată față de cea în care am fost acum un an de zile. Noroc că aveam un grătar, pentru că tu faci dușul pe toaleta turcească. Dar având grătarul era mare lucru, că puteai să pui grătarul și stăteai desculț pe grătar, după care îl ridicai și foloseai toaleta. Ce dracu a zis? Păi ce dracu să zic? De-a lui Mititel. El caută Universitatea Craiova la DNA și când colo a îngropat singur echipa asta. Să regăsim echipa, să o aducem înapoi în competiție. De Burleanu și FRF? Nu pot să vă spun, îmi pare rău. O zi bună. V-au audia procurorii și dacă am făcut urmărirea penală? Ce dracu a zis? Din cauza aglomerației de la DNA, reporterii și prezentatorii confundă îndraci primari. Prima oară, la B1 TV, ne scuzați din nou, Pinalti devine primarul Constanței.
Gheorghe Ștefan, fost primar de la Constanța, supranumit și Pipinalti. Bă, dacă te știe blonda asta, numai că Radu Mazăre ar fi primarul Constanței, nu știe. Care Radu Mazăre a devenit la România TV primarul capitalei, evident. La revedere! De vorbă cu primarul capitalei a fost colega noastră Cătălina Hopărteanu. Dar oare ce-o fi vorbit colega fronteristului cu Radu Mazăre? Vreți să aflați? Vă arătăm noi acum. Ce face anchetă cu mine? Vă întreb. Dar nu vreau așa spun procurorii. Uite, dragă, nu vreau să-ți răspund. Procurorii. Nu vreau să-ți răspund. Unde-i procurarea? Mai vreți să mă mai întreb ceva că plec? Da, doamna procurare. Eu? Da, mult am făcut, e adevărat. Știu, și când îți dictează șefii întrebările, dar poți să mă întrebi ce vrei, numai că întrebările nu trebuie să fie malicioase. Tu întrebi, după care eu îți răspund, da? Vă întreb, ați primit bani de la Ilan Schwarzenberg prin conturi, prin diverse firme? Ce problemă ai tu ca să mă întreb de relația mea privată cu prietenul meu Ilan Schwarzenberg, de notorietate? Rămânem la corupție și vă spunem că Viorel Hrebenciuc, zis Guzganul Rozaliu, a fost eliberat. Urmează o declarație cu greșeală intenționată. Din fericire pentru mine, experiența de 5 luni de zile a 3 penitenciare, arestului PJ Brașov, penitenciarul Codlea, și penitenciarul Rahova. Ne-a vorbit de cele 5 luni întreagă, așa, petrecute în 3 penitenciare. Brașov, Codlea și Rahova. Și, ca să ducem bătălia cu corupția în derizoriu, să vi-l prezentăm pe celebrul interlop Nelson Mondialu, zis Doi Dinți și Așubrezi, cum articulează el corupții din sceptru. Recuperarea 100% a prejudiciului. În totalitate, nu există, nu am. Banul jos și ochiul la ușă, ți-o plăcut să fur, dă-i înapoi, măi! Bă, Nea Nelsone, băi, cum știi tu cum e cu prejudiciul ăsta recuperat? Tu ai ascuns bine ce ai avut de ascuns, că acuși acuși întreabă fiscul. Domnul Vanghelie, ei, cum făceai tu revenghilioane din alea? Le făceai și duceai oamenii, le dădeai câte un carnaț, câte o bere, ha? Și ardeai restul la buzunar. Tot înapoi! Tot înapoi, așa de omenie să-i dai. Că lumea a avut încredere în tine. Vinde ceasurile, vinde tablourile, vinde ce mai ai pe acolo până proprietăți, până alte orașe, până alte țări, știi tu ce vreau să zic, Elveția? DigiTV, care transmițând semifinale Bayern și Barcelona, a afișat că ne aflăm în minutul 765 și după alte două minute, în minutul 767. Deci se joacă de mai bine de 12 ore non-stop. Hai, mai taie din ele de ledreacu. Trecem acum la TVR România Abonament, unde o reporteriță ne anunță pleonastic cum că... Iar cel mai probabil apoi vor reveni din nou pe stradă. Bine că vor reveni din nou. Trecem acum la Amalia Enache, cea care speculează un fel de presă. Vârsta lui a jucat probabil un rol determinant, speculează preța. Presa... La B1 TV, ne scuzați din nou, este o duduie care ne relatează foarte exact. S-a majorat pedeapsa și pentru Florin Costiniu, însă din fericire pentru el, pedeapsa este cu executare. Ori din fericire pedeapsa era cu suspendare, ori din nefericire pedeapsa era cu executare, că altfel lipsește logica. Așa cum la antene lipsește dicția. În finală a fost învinsă de rusoaica Natalia Cuziutina. La Casa TV ne întâlnim cu lotorologul Stelian Ogică, cel cu fruntea de două dește maxim, care vrea să-și aleagă o femeie cu creier, astfel încât în cuplul lor să aibă loc activități cognitive. Cel mai mare lucru care mi-aș dori în viață, după ce termin proiectul ăsta, mi-aș dori în viață să cunosc o femeie foarte importantă, foarte interesantă, o femeie sexy, cu demnitate, cu deținătoare de creier, în primul rând, de să fie deținătoare de creier, scuze că folosesc termenul ăsta. Este clar că Ogică nu va apela la donșoarele găzduite de televiziune, ați văzut mai devreme ce specimene sunt. Apropo de nefericiți, Nenea Mărculescu, fost cascador, își plânge amorul la televizor după ce a copt o farsă iubitei sale, care cu această ocazie i-a și dat papucii. Fără voia ta ai greșit în ochii ei. Că... E și normal, pe de o parte, ca ea să nu înțeleagă această acțiune a ta. Un actor intră foarte ușor în anumite roluri, în anumite situații. Se descurcă diferit decât o persoană care nu are o pregătire actoricească specifică. E un alt, e o altă... Pare mult mai real decât dacă nu ar fi actor. Când trebuia să vă căsătoriți, Costin?
nu știu, anul acesta, la iarnă, la anul. Băi, deci, poliția, băi, a făcut o prezentare a noilor tipuri de hoți care te lasă cu mâna la burtă, băi, subit. Primul este hoțul intelectual care fură cu ajutorul Facebook-ului. Folosiți careva Facebook, da? Aha. Folosiți. Vă rog să îmi ușurați munca. Dacă se poate să filmați ceva prin casă, fotografii, totul, să văd cam pe unde sunt obiectele, da? După hoțul intelectual, urmează borfașii moderni care se ascund după blocuri. Yo! Mă duc pe zonă, mă văd puțin filez pe acolo, mă uit la interfon, eu ce fac? Instalez de la el de pe raft sau din sliv, la mine, ce sunt sportiv de performanță. Escaladarea de burlane, place mie mult. Aruncat-o cu privirea după ferestre lăsate, uși deschise de proprietarii neglijenți, așa. Și vă prezentăm acum partea vătămată. S-a întors lumea cu fundul în sus, țiganii sunt mai nou călcați de hoți. Puh, avea fesuri așa pe față. Dar ziceau ceva? Vorbeau ceva între ei? Ce... Nu vorbeau decât scoate aurul și bani. Atâta spuneau. Dacă nu vă omorâm. Dormeam aici în cameră și a intrat peste mine, m-a legat, m-a luat de păr și m-a bătut că se dau aur și bani. Că dacă nu-i dăm, ne omoară. După cum vedeți, balabustele din imagine aveau toate impozitele plătite pentru bunurile furate și ele erau cumpărate din bani curați. Hai, ne lași. Deodată m-a luat de gât, țigan, costai că mori. Dacă nu dai aurul și banii, mori. M-am pins și atunci mi-a smurs salpa de la gât. Am controlul buii peste tot aici. Salpa era la gât și da? Mirele în dulap ăla. Deci în dulap, da. Da, căutat, mi-a luat cheia, a luat și o cheie de la mașină. M-a luat cheia de la da, da. Striga, dacă nu dai tot, mori. Iată câteva perle scrise de data asta. Începem cu România TV, care trimufă cu trei mufe deodată. Avem apoi Valea Olului și la Canal D, sărbătorile au înscris aparte. Păi da, că iau Ramadan pe post de sărăptoare. Revenim la televiziunea domnului Ghiță, unde prezentatorii sunt pierduți în spațiu. Doamnelor și domnilor, jurnalul orei 18 se încheie aici. Iată acum la Happy Hour, celebrii populărăși dansează o melodie din folclorul brazilian. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Asta era culmea, o horă pe un fel de fadu, deși la cât de veselă e nosa asta, numai fadu nu e. Nosa, nosa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Cum e petrecere și e vorba de Brazilia, hop și Radu Mazăre. Dar ce se întâmplă? Sunt prea puține fete în jur și o să se simtă fantele părăsit. La OTV își continuă epopeea din butul ăla invitat de ministrul Florin Condurățeanu în fiecare seară. Este un exercițiu extrem de complex, mai mult decât atât acționează și pe mușchii plămâniului, pe diafragmă și mușchii... intercostali. Este un exercițiu extrem de complex. Repet, inspirăm... Împingem cu piciorul drept în glezna stângă, inspirăm încă o dată. Este un exercițiu care nu o să-l găsiți niciodată, nicio carte, este inventat de mine. După cum vedeți, o aberație nu vine niciodată singură, iar mai multe aberații adunate la un loc au căpătat și un nume. Partidul Poporului. Mușchii coitori diferențial al membrelor, inferioare, cât și mușchii paravertebrali lombari, toracali și cervicali. Tem de complex. Împingem cu piciorul drept în glezna stângă, inspirăm încă o dată. Rămânem la televiziunea sănătoșilor pentru a vi-l prezenta pe cel mai simpatic dintre ei. Tudor Barbu se ceartă în incintă cu sunetiștii tristei emisiuni. Băi, ăștia de la sunet, inginerii mei de sunet, bă, voi n-auziți că întoarcerea asta în platou s-aude Cacuru, s-aude Groaznic? Eu nu înțeleg aproape nimic din ce spun oamenii la telefon. O secundă, Gabriel, eu mă chinuiesc de la...
Mă chinuiesc de la începutul emisiunii să înțeleg ce spun oamenii la telefon, pentru că boxele mele de întoarcere au niște... Voi le-ați ascultat, mă, copii? Nu se poate, nu se... E, nu vorbe, bine, hai. Da, Gabriel, spune, te rog. M-am chinuit toată emisiunea să aud ce vorbesc cu oamenii la telefon, nu se înțelege nimic. Zi, Găbiță. Direct de la Antena 1 și Antena 3 avem un domn despre care n-am mai zis nimic de mult. El e mare sportiv și face promo la golf. Ce drag de sport o mai fi și ăla? Eu de mic am vrut să fiu campion la sport. Mi-a plăcut golful, dar am pierdut și mingiuca, am rupt și crosa pe spinarea unor colegi și dădeam mereu un fileu sau ceva. Cel mult m-am priceput să conduc mașinuța de golf. Dar stai să vezi că e la mișto. El nu le are cu golful. E la alt sport de campion. La periaj viteză. Dar tu, adică tu, poți să fii campion pentru că te-ai antrenat zilnic pentru asta în fiecare dimineață și seară. Dacă ai până în 14 ani, cere ajutorul unui părinte sau unui profesor și înscrie-te la campionatul național de periaj pe facebook.com/zâmbeșteromânia. Groaznic ar fi fost ca Mircea Badea să facă reclamă pentru sportul nescuzat curling, la care se pricepe de minune. Atât el cât și colegii lui, lucrători pe partea economică. Ia mai spune o dată, bă, zâmbărețule. Zâmbește România. Lor de ca băieții dimineața de la antenă, Flavia are puteri supranaturale. Ea prevestește trecutul. Temperaturile nu atât de scăzute cum vor fi ieri. Auzi, dar cum va fi alaltă ieri, știi? Că suntem foarte curioși. Temperaturile nu atât de scăzute cum vor fi ieri. Tot băieții dis de dimineață au avut parte de un invitat eșuat de la ProTV. Atenție, Brânciu la meteorologie. Colega, zile cum stăm cu vremea? Cum stăm cu vremea? Neața, dacă ar fi să evaluăm... Dacă ar fi să evaluăm, da. Dacă ar fi să evaluăm, ce? Dacă ar fi să evaluăm starea vremii ca pe un duel între rece și cald, e bine, astăzi vremea rece câștigă 10 grade. Cer acoperit de nor, vânt și ceață. Ok, știu că de vremea e proiasă, te bucuri. De sub plapumă. Gael, mi-e trebuie și tu la jumate. Dar ce credeți? De mâine, doamnelor și domnilor, încolo știm sigur că vremea se va reîncălzi. Ușor, ușor. Să mergem mai departe cu petrecerea, zic. Pe cât de ternă era horoscopista cealaltă, pe atât de vesele și plină de kiwituri asta nouă. Iu. Cam cum kiwi dumneata la anunț, domnișoara. Da, doamna. Măi, n-am știut că ești așa sus pe ton. Ia! După ce ne-am delectat cu Amalia și kiwitul ei, băieții se apucă să facă glume pe seama Flaviei, care cică se va mărita bătrână-bătrână. Flavia, la vârsta la care vă veți căsători, tu și el, singurul lucru ce-l va mai putea surprinde va fi să reușească să facă pipi dintr-un. Stai, stai un pic, că mă, stai, că vorbeam cu puberul. Poți să repezi? Da, să reușească să facă pipi fără să se audă asta. Când se va mărita, Flavia nu se va da darul ce ajutor. Pentru că toți sunteți vegani în gașca ta, tortul va fi făcut la bază, o să aibă mult grâu. Și cu bomboane, cipcă. Este clar că voi nu veți avea ce căuta la nunta mea. Dacă Miri o să aibă un prosop aici la mână, să nu vă speriați. S-au gândit doar să nu facă două drumuri. Noi credem că va veni ziua aceea, stai liniștită, nu-ți face niciun fel de griji. Dar eu nu înțeleg de ce credeți voi că pe mine mă interesează acest subiect. Vezi că e să bucuiești de acum, că e bătaie mare, eu stau la aproape de Mina Minovici. Și culmea culmilor, mă ieși ofticoasă. Ținta perfectă, frate. Băieți, dați-i bătaie că și le merită. Să ai grijă cu popa, că depinde cum se interpretează la vârsta aia, nuntă sau sinucidere. Am auzit că la sinucidere nu vine. Păi tu ar trebui să știi mai bine, Dani. O să mulțumesc. Se schimbe polii pământului până atunci. Cu câți de ei se scrie viitoarea? Cu 8? Și că nașul o să fie Ana. Ana? Da. Care? Aslan. Da, bună asta. Știi că la garderobă nu le mai iau hainele doamnelor să le iau cârgele să le pună în ordine. Păi da, normal, o să am grijă de toată lumea. Nu, cârgele miresei deoparte. Păi asta zic. Haideți toată lumea, perfuziile sus, intră Miri. Aoleu. Gata? Da, bomboanele de pe tort vor fi Viagra, știi de ce? De ce, Dani? Ca să nu mai facă pipi pe pantofi invitați. Nu se va bea la nunta Flaviei din pahare, că se încurcă protezele. Între ei se bea doar din sticlă. Trecem acum la Răzvan și Dani în emisiune, care vor să se reprofileze. Nu mai vor la Neața, vor la stupize. Spuneți-mi, de cât timp
Nu v-ați mai văzut copilașul. Este un moment greu. Nu l-am mai văzut de cât s-a născut. Vai de mine! Asta înseamnă, nu-i așa, că a trecut o perioadă foarte lungă. Așa este? Nici nu mai știu câți ani are. Împreună cu ai noștri complici din militari. L-am invitat astăzi aici pe Memelu, bebelușul tău. Și așa, într-o atmosferă plângăcioasă, să o pedepsim pe proaspăta mămică surprinsă cu o caznă grea. Să spună horoscopul cu un măr în palmă. Săgetător, vrei să faci astăzi o bună impresie în societate. Totuși, încearcă să fii realist în ceea ce privește șansele tale de a fi promovat. Capricorn, astăzi îți dorești o zi mai degajată. Ești tentat să petreci mai mult timp în lumea ideilor. Ei! A dat pe jos! Nu ne știm atât de bine, să știți, indiferent ce se spune. M-aș pus un pic neadalic. E bun, nu? Vi-l prezentăm acum pe cel mai simpatic abonat al Cronicii Cârcotașilor. Venerabilul Moise Guran, care s-ar angaja și la meteo. Păi ce, tocmai el să rămână fără colegiu? Să vă spun așa că deși afară e plou și e plouă urât și e... A venit totuși primăvara. Plouă agricol din punctul meu de vedere, asta am vrut să vă zic. De la TVR România abonament, trecem la ProTV, unde avem parte de o gafă de proporții. Printr-o intervenție chirurgicală complicată, o fetiță oarbă de 1 an și 3 luni din Anglia a reușit să audă pentru prima dată în viața ei. Fetița asta parcă e desprinsă din romanul Bruta, dar cred că înjurăm toți proteviștii dacă amintim de el. Printr-o intervenție chirurgicală complicată, o fetiță oarbă de 1 an și 3 luni din Anglia a reușit să audă pentru prima dată în viața ei. Tot despre o fetiță este vorba și în secundele următoare. Mircea Solcanu a citit în ultimul timp cărți cu foi, tu! Nu m-am uitat de rău la niciun televizor. Păi ce ai făcut? Am citit. Ai citit? Da. Asta e un lucru bun. Și n-am citit de pe tablet, am citit cărți cu foi. Cărți, citiți, da? Cărți. Cărți cu foi. Remarcăm că Adelina Pestrițu a spus că e bine să citești. De. Trecem acum la fostul loc de muncă al Solcancei, la casă, unde o invitată vorbește despre culori colorate. Pe partea de domn pot să spun că nu m-am uitat foarte mult, dar... Ieșii pot să poarte culori colorate, însă trebuie făcută cu grijă aceste combinații. Stai jos, doi stăm. Cum or fi ala color alb-negru-bre? Că și ele pot fi colorate conform logicii tale de fier. Ieșii pot să poarte culori colorate, însă trebuie făcută cu grijă aceste combinații. Pentru cei care nu știau, Signore Cavalli ăsta are un restaurant în Florența pe care mutul a făcut praf. I have a unbelievable experience with Mutu, because I used to have a restaurant in Florence, and one Mutu make in my restaurant a pig. The police arrived finally to Mutu. No problem, because I love him. Da, a fost un incident. Am sărit în apărarea soției mele, Consuelo. S-au luat unii de ea în restaurantul lui Cavalli, recunoaște Mutu. He has a beautiful wife. Rămânem în domeniul fotbalistic pentru a vă arăta cum s-a făcut de râs FC Utrecht, unde un fundaș a dat el mai mișto autogol din istorie. Văzând aceste imagini, mâța oficială a echipei a dat bir cu fugiții că nici ea nu l-a mai suportat pe nefericit. Avem acum o donșoară plină de iad. Face 2 greșeli într-o singură frază. Sergio Montano a ajuns ultimul în Rusia. În direct la GSPTV, echipa lui Moldovia a pierdut derbiul ultimelor clasate cu Alania Vladikavkav. Dragă donșoară tot știutoare, echipa lui Dorinel Munteanu este Moldovia, nu Moldovia. Iar orașul ăla se numește Vladikavkaz. Sergio Montano a ajuns ultimul în Rusia. În direct la GSPTV, echipa lui Moldovia a pierdut derbiul ultimelor clasate cu Alania Vladikavkav. Iată acum o relatare după meciul Steaua Rapid, soldat cu multiple incidente. Tot aseară și unul dintre judecătorii Stelei a avut de suferit. Jucătorii mai, nu judecătorii Stelei.
Judecătorii au fost la ligă și au amendat Rapidul cu 70 de lei. Rapidiștii vor juca următoarele 6 meciuri de pe teren propriu cu porțile închise și au de plătit 70 de lei. Dar avem bâlbe și la case mai mari. Vă prezentăm pe Corina Caragea acest roller coaster al ProTV-ului. Bună dimineața tuturor! Ca un roller coaster a fost și meciul de la Cluj. Dar scandalul meciului nu s-a încheiat aici. El a continuat și după fluierul final, pentru că la Digi Sport, Meme Stoica se ceartă cu șeful galeriei Rapid. Întotdeauna provoci. Ești pe la mijlocul terenului, mergi pe mijlocul terenului cu capul în sus, așa. Cred că ai avut probleme când ai fost... Și mic. Cum ai vrea să merg, mă, târâși? Cum ai vrea să merg? Ia explicați-le voi, mă, ăștia de la Rapid, cum trebuie să merg. Păi tu ai avut probleme când ai fost mic, ai fost chinuit prin fața blocului și acum te vezi pe cai mari. Băi, papagalule, tu ai grijă cum vorbești cu mine, băi, fraiere. Băi, tu cum îți permiți să vorbești cu mine? Sunt eu prost că vorbesc cu niște gunoaie ca tine, băi. Paraciută ce vorbești? Păi eu sunt gunoi, uite-te cum vorbești. Ești un cel mai mare gunoi, băi, ești un nimeni, mă. Sunt eu un prost că tot să vorbesc cu tine, băi. Puh, încurcă-i, drace. Doi golani cu funcții diferite, unul a ajuns manager de club și celălalt șef de galerie. Rușine să vă fie. Băi, bă, stai, bă, la grafaciu, vedeți-vă de treaba voastră și de clubul vostru, de insolvența voastră, mă. Ce legătură are insolvența cu... Băi, nu fii obraznic tu cu mine, mă, că nu vorbești tu cu mine la modul ăsta, nu-ți permit eu să vă fie obraznic cu mine, mă. Păi de ce incizi? De ce intri tu pe mijlocul terenului și mergi cu capul pe sus așa ca să incizi un stadion întreg? Păi dar cum ai vrea, mă, să merg? Dar pe unde să merg? Dacă vrei să nu incizi, intră pe margine așa frumos, știi foarte bine că nu ești bine primit pe Giulești. Ca să nu mai atragi atenție, intri așa să te faci nevăzut ca să nu mai inciți oamenii, nu? În ceea ce privește neamul conlocuitor, el nu s-a dat minte nici la spital, mă! Niciodată nu e bine... Niciodată nu e bine când ai moia aria cu tine. A, după cum vedeți, doamnă, dacă putem să zicem așa, a avut o noapte lungă și n-a scăpat de mahmureală nici la spital, mă. Hai, nu te-i dau. Tulburarea Pirandei este preluată de Realitatea TV. Cele o persoană acuzată de ultraj și tulburarea liniștii în scandalul de la Bărbulești. Ar fi chiar culmea să iasă din prima. Tulburarea vine de la Tulburel, care pe vremea asta e deja istorie. Cele o persoană acuzată de ultraj și tulburarea liniștii în scandalul de la Bărbulești. Iată acum o reporteriță care a fost îndelung înjurată de cameraman. În excesul ei de zel, a transmis din spatele unui panou. În momentul de față îl puteți vedea pe Tudor Ciuhodaru, care a fost în urmă cu foarte puțin timp la o întâlnire cu premierul Emil Boc. Așa... La Realitatea, pardon, România TV, se face o probă de microfon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, probă, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... El nu ne aude pe noi însă, mai stăm câteva secunde să sperăm că se realizează conexiunea și audio, nu numai video. Acum, după ce a probat microfonul, poate face și relatarea. Sunt zeci de tiruri care sunt aici blocate, se lucrează să fie dezăpezită această porțiune din centură. De la Realitatea aflăm că Simona Senzual a scăpat de pârnaie din cauza sânilor. Magistrația explică faptul că vedetei a fost ridicat carnetul chiar înainte de a se interna la o clinică de înfrumusețare unde trebuia să facă o operație de mărire a sânilor. Ia auzi! De când a scăpat, conduce fata fără carnet și în brațele altora. Pentru că e sofisticată, mă! Simona, vezi că ți-ai ieșit scârcul? Și vine așa, I'm just saying, yeah! Un spurt drăguț de altfel să rămână, mulțumesc! Serios, ai spurt la... Mulțumim foarte mult, Maximilian, pentru că ne-ai împărtășit și nouă ceea ce ai văzut. Deci nu ești egoist! Simona, vezi că ți-ai ieșit spurtul și vine așa, I'm just saying, yeah! Un spurt drăguț de altfel să rămână, mulțumesc!
La ProTV, ori sunt stricate tastele, ori scriitorul e distrat. De exemplu, aflăm că o divă și-a făcut implant beton. După câteva minute, greșeala se drege. Apoi, tot la ProTV, în cazul profesorului pedofil de la Sfântul Gheorghe, colegii, cităm, știau, dar l-au reclamat. După câteva secunde, s-a reparat greșeala. Știau, dar nu l-au reclamat. Ce înseamnă o negație, domnule? Tot la ProTV, la Dansez pentru tine, Bănică vorbește cu Wilmar, prea colocvial. Ridică nota că te sparg. Hai. Doar pentru voi. Bine. Și nu e singurul cu un limbaj colorat. Capatos, pe de altă parte, îi dă liber lui Stoian pentru o acțiune de răzbunare. Hai voie să-i tragi una. Dumnezeu să-ți crească păr un cap. Hai voie să-i tragi una mufă. Bine te-a făcut. Dacă nu sunteți atent, domnule Wilmark, puteți lua una peste mufă, iar Nea Stoian poate să-i spargă fața Biancăi. Ridică nota că te sparg. Hai voie să-i tragi una mufă. La canal de a înviat miliardarul. Virgil Ianțu este milionar de când s-au tăiat 4 zerouri din coada sumelor. Ai apucat să atingi și pragul de 1000 și ai consumat o singură variantă ajutătoare, mai poți suna publicul, mai poți face 50-50. Destul de costisitor să sunt tot publicul, da? Ce nu face omul pentru un câștig baban? Uite, de exemplu, se bate singur, după cum vedeți în imaginile de la Pro. Un domn a încercat un uppercut și și-a dat una moacă. Victor Pițurcă, vechiul și noul antrenor al Naționalei, a avut o declarație halucinantă. Credeam că am pregătit bine, însă am ținut cont că mai există și adversarul. De fapt, asta e problema României. Pregătește bine meciurile, dar uită de adversari. La Antena 1, mutarea nu aprii deloc. Numai bâlbe tehnice și de conținut. Uitați, de exemplu, cum se prezintă meteorologia la ei. Începe cu o blondă și continuă cu o brunetă. Iar maximele vor ajunge până la 36, posibil 37 de grade în sudul extrem. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Ionescu. O seară frumoasă în continuare. Bine v-am găsit la informațiile despre vreme. Dar hai că am înțeles! O să aveți în program numai meteorologie și un pic de Osmanovici care nu se dezminte. Brânza, ouăle, laptea, carnea sunt ținute în praf chiar într-o piață din buricul capitalei. Brânza, ouăle, laptea. De la atâtea alimente, Osmanovici, care știm că este pofticios, are probleme și cu acest cuvânt. Peste 70 de echipe s-au întrecut în încercarea de a le demonstra pofticioșilor, iată, vezi ce spuneam, că pot prepara cea mai gustoasă mâncare. Peste 70 de echipe s-au întrecut în încercarea de a le demonstra pofticioșului. Nea Osmanovici este mult peste Lucian Bălbuță sau Radu Coșmarcă. N-am crezut că o să vă spunem vreodată așa ceva. Valentina Pelinel a vorbit pentru prima dată despre Cristian Borcea ca despre tatăl copilului.